Salut! Astăzi suntem la Wolf Gym împreună cu Mihai Dumitrescu. Mai sunt exact 5 zile până la Olimpia Amator Spania. Este primul lui concurs, o să participe atât la categoriile de novice, atât juniori, cât și pro qualifier. Astăzi vom avea un antrenament de piept, cred că o să lucrăm ceva mai ușor, să ne ferim de accidentări. Bun, astăzi o să facem primul antrenament de descărcare, așa cum am zis, o să antrenăm pieptul. O să facem primul exercițiu, fluturări din plan culcat în superserie cu împins culcat. O să încercăm să facem tot peste 10-12 repetări. Cred că este a doua zi de low carb pentru el, iar dacă concursul este sâmbătă, o să începem încărcarea joi. Pic mai larg. Așa. O pauză de o secundă jos la fiecare repetare, da? Mai jos un pic pe piept, mai jos un pic pe piept. Chiar înainte să atingi pieptul oprești. Bun, 3, 4, bun. Bun, o să executăm 3 serii, o să adăugăm greutate progresivă la bară, dar la fluturări o să lăsăm aceeași greutate. A patra serie însă nu o să mai executăm cu gantere, o să facem doar împins cu bara și o să facem un triple drop set, da? Hai, mergem în sus, așa. Adună în sus. Bun. Fără pauză, dă-i direct. Păi dă-i direct fără pauză. 10, da? Încă una. Bun. Hai. Hai. Gata? Gata, gata. Hai. Măcar 4. Oh.
După cum știți, în aceste zile antrenamentele sunt destul de grele pentru că nivelele de energie sunt foarte scăzute. Am făcut destul de intens primul exercițiu, iar acum următoarele exerciții o să fie mai mult la mașini, o să fie greutăți libere, nu o să fie greutăți foarte mari și ne focusăm mult pe execuție și pe control și nu ne dorim să ne accidentăm în aceste zile pentru că competiția este foarte aproape. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet now. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different, make a name, huh? My fault. I keep on moving forward, always getting closer, march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward. Bun, și ultimul exercițiu, o să avem o presă unde o să executăm ultimele 3 serii cu două prize diferite, atât pronație cât și neutră, priza neutră pentru zona de interior a pieptului. Și cum vedeți, volumul destul de redus, am făcut doar 3 exerciții, chiar dacă două sunt în super serie. Nu încercăm să împingem volumul așa tare în aceste zile în care încercăm un volum și o intensitate medium light. Da? Deci ultimul exercițiu, apoi o să facem un pic de posing, probabil și un pic de abdomen și gata, acasă, recuperare. It's ridiculous, I'm spitting this, meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sit. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend, not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist, stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand on stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest, but I'm proud. No, I never had a doubt, like yeah. A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. March until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. We'll be right back.
Bun, deci asta a fost și a doua mea intrare pe canalul Prime. Sper să revin și cu o formă mai bună, să nu mai fiu așa plat, să fiu cu puțin mai multă energie. Pentru că sunt în ultima perioadă a pregătirii de concurs. Prima mea pregătire pot spune că a fost o perioadă foarte interesantă. Nu mă așteptam să trec prin toate stările astea și prin toate emoțiile pe care le-am întâlnit. Marius a fost un ajutor foarte bun pentru mine în perioada asta. Cu foamea mi-a fost ceva greu, cardio. Sper totuși să scoatem forma cea mai bună. Nu mă așteptam să ajungem până aici, nu mă așteptam să scot o formă atât de bună. Le mulțumesc celor de la Prime pentru susținerea oferită de-a lungul pregătirii. Mulțumesc lui Marius și sper să ne vedem cu un rezultat bun. Vă mulțumesc frumos!